Bun găsit, doamnelor și domnilor, vorbim despre un adevărat fenomen și în alți ani a existat această problemă, în special vara, în weekenduri, dar de data aceasta parcă e mai rău ca niciodată. Vorbim despre un val de accidente extrem de grave, cel mai grav din ultimele zile s-a produs în această dimineață în județul Bacău. Au murit 7 oameni, 5 au fost răniți în urma accidentului produs în această dimineață în localitatea Răcăciuni, în județul Bacău. Este rezultatul ciocnirii dintre un microbus cu pasageri și un autoturism pe drumul E85, care și așa are faima de unul dintre cele mai periculoase din țară. Accident grav a fost tot în aceste zile și pe drumul național 1. Doi oameni au murit, mai multe persoane, printre care un copil, au fost rănite. 8 oameni au fost răniți și într-un alt accident grav. Este vorba despre un accident de circulație produs în județul Constanța. Și încercăm să găsim o explicație pentru aceste accidente. Noi, de altfel, am mai vorbit de fiecare dată când am avut ocazia, dar e clar că unele lucruri ar trebui schimbate, pentru că vorbim deja despre un fenomen extrem de periculos. Se circulă cu foarte mare viteză, se circulă cu neatenție, se circulă în niște condiții cumplite. Da, e adevărat, nici infrastructura nu ne ajută, dar e o problemă și în ceea ce îi privește pe șoferi. E mai mult decât clar acest lucru. Alături de noi în platou, doamna Monica Tatoi, îi mulțumesc foarte mult. Iar în legătură telefonică directă cu noi este domnul Lucian Diniță, fost șef al poliției rutiere. Bună ziua, domnule Diniță! Bun găsit tuturor, că bună dimineața nu se poate spune. Nu e, într-adevăr, nu e bună și nu e bună ce se întâmplă, dacă putem să facem așa un joc de cuvinte, nu e bună ce se întâmplă în România. Noi am vorbit de fiecare dată când am avut ocazia, domnule Diniță, despre aceste accidente, dar e clar că nu merge, nu merge cu măsurile pe care le avem acum. Haideți să vă fac un pic de istorie. De fapt, dacă cineva se duce acolo sau aveți un corespondent, o să vedeți că tronsonul de la ieșire din Răcăciuni către Bacău este și pe stânga și pe dreapta este un cimitir ambulant. Pentru că acolo sunt o serie de, sau o sumedenie de cruci. Este un tronson de drum în aliament, după care urmează o curbă la 90 de grade. Ani de zile am discutat cu cei de la compania de drumuri, la vremea respectivă CNADNR, pentru instalarea de separatoare de sens. Nu s-a înțeles acest lucru, deși și dumneavoastră, presa și toți spuneam același lucru. Este un tronson de drum deosebit de periculos. Acum, când am văzut de dimineață ceea ce s-a întâmplat, mi-a adus aminte de 1996. Exact același lucru. 7 morți. Din același motiv. Intrare pe contrasens și lovitură tot cu un microbuz. Că și aici se mai ridică o problemă. Acest transport public de persoane în regim de maxi-taxi. Vedeți dumneavoastră, aici noi avem o problemă pe care am semnalat-o an de rândul Parlamentului României și nimeni n-a vrut să ia niciun fel de măsură. E, acum și-am atras atenția asupra faptului că în sezonul estival va fi mai rău. E, vedeți dumneavoastră, ceea ce spuneți dumneavoastră, ce spuneați dumneavoastră mai devreme, iată că se întâmplă. Și mai e o problemă, domnule Diniță, la un moment dat, poate l-ați văzut și dumneavoastră, a fost făcut un top al celor mai periculoase șosele din România. Și pe primele locuri erau DN1, deci DN1 unde de asemenea a fost un accident foarte grav zilele acestea, și E85, unde acolo E85 e singura variantă pe care o ai din București spre Moldova. Sunt foarte mulți oameni care merg spre casă sau care vin dinspre casă, studenți, oameni care au treabă în Moldova, pentru că e singura variantă. Și acolo ai un drum cu o bandă jumate. Deci practic, tu ai senzația că ai două benzi, dar de fapt ai o singură bandă și o bucățică așa pe care ai poți să depășești. Depășire. Deci este cumplit acel drum. Se vede foarte clar acest lucru din numărul de accidente care s-au produs acolo. Pentru că sunt iresponsabili. Și asta, dar domnule Diniță, e clar că și acel drum a fost făcut poate într-un mod incorrect, dacă putem să spunem așa. Păi vă spun eu despre ce este vorba.
Deci acea bandă pe care toți o consideră ca fiind bandă de circulație, de fapt este acostament consolidat ca pe autostradă. Da? Un fel de bandă de urgență, ca să-i spunem. Ori toată lumea gândește că aceea este o bandă de circulație. Vă readuc aminte că în 2009, undeva la tot pe DN2, am avut tot așa un accident cu 7 morți pentru că n-au mai încăput pe drum. Deci 4 tiruri n-au încăput pe drum și au îngrenat acolo încă 2 mașini, pasagerii fiind decedați. Atunci, despre ce discutăm? Vedeți, dumneavoastră, este vorba și de o civilizație. Pentru că dacă nu înțelegi despre ce este vorba și mai ales exact ce spuneați dumneavoastră, DN2, aduceți-vă aminte de anii anteriori când făceam acțiuni tocmai pentru a determina șoferii să aibă un anumit comportament. Nu au. Nu-l au pentru că acum sunt două chestiuni. Ori ai infrastructură și atunci românul e obișnuit, apasă pedala, ori n-ai infrastructură și atunci se întâmplă astfel de accidente. Pe altă parte, vedeți dumneavoastră, mai există o chestiune periculoasă. Orice astfel de accident era abordat în pluridisciplinar sau, dacă vreți dumneavoastră, mai multe instituții. Poliție rutieră, Autoritatea Rutieră Română și așa mai departe. Ori s-a abandonat această idee, deși România și-a luat angajamentul la ONU, atenție, nu la Bruxelles, nu nicăieri, la ONU, că va aplica această abordare pluridisciplinară a unui accident rutier, ca să poți să ai niște concluzii pe care ulterior să poți să le transpui în legislație. Să mă ierte Dumnezeu, dar cred că România deja haos în societate, haos în trafic, haos în orice. Deci acum nu putem decât să, ce să facem, să asistăm la astfel de situații. Spuneați DN1, spuneați DN2. Nu e singurul. O să vedeți dumneavoastră că mai apar și altele, din păcate. Ce facem? Doar contabilizăm? Cineva da. Trebuie să vă trebuie să știți. Domnul Dinită, de ce românii când ies, când depășesc granița României, au un alt fel de comportament? Pentru că eu circul și în România și în afară. Cum ies din România se comportă diferit. Care e motivul? Păi vă spun eu care este motivul. În primul și în primul rând este vorba de aplicarea legii pe care nu o discută nimeni. Amenzi, de acord. Numai că atunci când ești din România, te costă cam mult orice încălcare de regulă. În România mai e varianta la care contești și pe urmă mai vedem noi peste un an, doi, dacă se aplică sancțiunea sau nu. Afară nu este așa. Acolo se aplică sancțiunea și poți să te duci tu unde vrei. Ca cetățean român să faci plângere, spre exemplu, la o sancțiune aplicată în Grecia, ce faci după aia? Te duci la instanța din Grecia de fiecare dată când ești citat? Nu. Și atunci te supui. Sau atunci respecti regulile. Frica păzește pepenii. Exact, dacă nu, ar fi poate... problema este alta. Ascultați-mă numai puțin, problema este alta. Uitați-vă la toți românii care sunt în străinătate, acolo, care circulă în străinătate. Deci acolo respectă regulile. Cum au intrat în România, nu mai există niciun fel de regulă. Și am spus-o asta de 10 ani, 15 ani, poate o tot spun în continuu, dar nimeni nu vrea să înțeleagă. Păi, tocmai, sunt atâți oameni care se pricep. Din păcate, și asta am tot spus-o, eu nu l-am văzut pe domnul ministru făcând ceva, luând vreo măsură, nu am văzut niciun ministru în ultima perioadă. Din păcate, ăsta e adevărul, adică nici domnul Bode, nici domnul Vela, nici doamna Dan. Ține de compania de drumuri separatoarele, da, eu am văzut și în străinătate. Acolo unde sunt curbe, că și acolo sunt curbe periculoase din cauza traseului, da? Sunt separatoare, că nici aia nu sunt sfinți când e vorba despre reguli. Dar regulile pot fi schimbate de parlament, de minister. Și tot la ministerul acesta tot la minister se iau deciziile și pentru CNIR, așa că nu putem să spunem că nu au legătură între ele. Nici în parlament nu s-au dat niște legi care să apere interesele celor care circulă pe aceste drumuri în mod corect. Acum mai e o problemă.
domnul Diniță s-ar putea să nu se supere pe mine, dar este vorba și de încredere. În momentul în care polițistul german sau cel francez nu discută cu tine și știi că n-ai loc de întors. Și asta e adevărat. E vorba despre încrederea în autorități. Că și eu am avut de-a face cu poliția și locală și centrală. Unii foarte pregătiți. Vorbesc de Comisia de Circulație de la București. Oameni profesioniști. Și am dat și de oameni cu coloană vertebrală de batracieni. Deci e vorba și de ambele părți. Păi în condițiile în care sunt oameni de la poliția rutieră care se entuziasmează în fața unei mașini scumpe și în momentul în care coboară un domn așa mare, un dulap din mașina respectivă, eu nu cred că polițistul de la noi, de multe ori, acum nu generalizez, primește un telefon. Ori că primește un telefon, ori că se sperie domnul respectiv, pentru că acel om poate este și foarte vocal, așa că, na, găsim explicații în toate zonele, din păcate, domnule Diniță, și aici ar putea să se facă ceva, dacă s-ar dori. Acum, eu nu mă supăr de nimic și știți foarte bine că eu sunt, am fost, sunt și voi fi deschis la orice dialog pe tema asta. Da, este adevărat ce spune doamna Tatoiu, e corect, pe undeva. Da, acolo în străinătate când te-a oprit n-ai ce discuți cu el. Însă chestia cu există mașini scumpe, coboară un dulap și așa mai departe, a cam dispărut și cred că sunteți de acord cu mine. Dar m-aș bucura să fie așa. Vă invit că... pe Nicolae Caranfil. Noi la trecerile de pietoni. Da. Da, de acord, de acord, de acord. Deci, haideți să separăm. Există și pro și contra. Idei și pro și contra. Sunt de acord cu dumneavoastră. Numai că, vedeți dumneavoastră, aici există o altă percepție. Din păcate. În România poți să faci orice. Asta este problema. Spuneați de domnul Bode. Nu mă interesează pe nimeni. Nici pe domnul Vela nu l-a interesat. Mai mult decât atât. Public, directorul general CNR a spus că nu-l interesează siguranța rutieră, ci îl interesează construcția de autostrăzi. De fapt, o interesează. Da, și atunci, dacă s-ar și construi autostrăzi, ar fi bine. Poate. Bine, asta ar fi și cu construcția de autostrăzi. Ați văzut cam pe unde suntem, da? Da, nu stăm bine nici cu asta. Bun, până când se va găsi o soluție, domnule Diniță, noi o să apelăm la dumneavoastră să le spunem din nou și din nou și din nou și din nou conducătorilor noștri că poate la un moment dat se prinde ceva de ei, nu-i așa? Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să intrați în legătură telefonică directă cu noi. Până când se rezolvă o problemă de acest gen, și cetățenii pot să o facă. Problema este că atunci când tu ești un șofer care respectă regula, da? Mergi pe E85, să zicem, care este un drum foarte complicat, da? Foarte greu. Intră unul în tine, tu ai mers foarte corect și intră unul din contrasens. Eu trebuie să fac un drum în următoarea săptămână spre Vama Nădlac și am inima cât un purici, am pus-o pe mama să se roage, pentru că mi-e frică. Noi nu încălcăm legea. Dar o încalcă alții. O încalcă alții și poți să mori. Bun, aș vrea să vorbim acum despre o altă problemă spinoasă în România, nu la fel de gravă ce-i drept, dar ar putea pe viitor să devină extrem de gravă, pentru că e o diferență foarte mare între ceea ce își doresc românii care își caută un job și ceea ce oferă piața muncii. E o dilemă în acest moment, deși e nevoie mare de angajați în construcții. Românii vor să lucreze ca agenți de pază. Așa arată un sondaj OLX citat de Ziarul Financiar. Majoritatea companiilor din țară au nevoie de ingineri, constructori și meseriași în diverse domenii, însă tinerii români care ar putea să muncească în construcții vor să se facă gărzi de corp dacă rămân aici în țară sau să plece la muncă în străinătate. O altă variantă de lucru care îi interesează pe români este cea sezonieră, temporară, deci. Și nici în Horeca nu vor oamenii să se angajeze. E considerat un domeniu riscant de la începutul pandemiei. Aici putem cumva să înțelegem lucrurile, dar nu mai vor să se angajeze în construcții. Cei care lucrează în construcții și care au o altă problemă foarte mare acum, costul materialelor, care este unul, a explodat în ultima perioadă, nu găsesc nici angajați, iar plăti foarte bine, doar că nu găsesc oameni. Nu, să știți că aici un angajator te plătește foarte bine dacă tu ești foarte bine pregătit. La fluxul de absolvenți din ultimii
nu acum, acum s-a mai stopat, dar înainte ieșeau de pe băncile școlii, universităților, ingineri, am avut eu la compania pe care am condus-o, un inginer care a ieșit de la Politehnică, cu mecan, nu știa să calculeze fiul de la o țeavă care trebuia montată în depozit. Da? Da. Și el a întrebat ce mașină îmi dați, ce telefon, ce salariu. Da? Da, doamnă, deci dar e și pe o parte și pe alta. Un muncitor nepriceput e nepriceput și în România și în Marea Britanie, că acolo se înghesuie foarte mult la construcții. Apropo de ce am subiectul de mai devreme, comportamentul e diferit. În România se ia pauza de masă, că am niște șantiere vis-a-vis de mine și îi urmăresc. Da. Da? Deci pauza de masă se ia mai devreme, se ține mai mult, începem când... În România se comportă ca în România și am văzut tot muncitori români în construcții la Londra, lângă St. Paul, da. Cauze înainte de Brexit. Da? Deci e vorba despre relația cu jobul funcție de țară. Dacă ai un șef de șantier pe care îl respecti, îți respecti și tu munca. Și dacă angajatorul te respectă pe tine ca salariu, ca beneficii, îl respecti și tu, dacă se comportă, deci peștele de la cap se împute. Interesant ce spuneți, așadar românul asta e mai atent. Asta este și în învățământ și în sănătate și peste tot. De asta se pentru că gulerele albastre depind de modul cum se comportă gulerele albe. Da? Dacă ea vin la 10 și pleacă la 12 șeful care trebuie să-l controleze. Eu am condus un șantier în 79, mai mult, nu știu când. Am uitat, 99, am terminat construcția. Eu eram pe șantier și când mă vedeau muncitorii că îi alergam cu bățul ca să termine la timp și să nu mă coste, începeau să bea, vorbeau și la mine pe șantier. Da, e un coșmar în momentul în care începe construcție, în momentul în care chem pe cineva să spună faianță în casă sau să-ți rașcheteze parchetul. Dar aminte atunci când vorbim de niște construcții. Muncitorii buni sunt plătiți bine și în România, dar... Tinerii ăștia care vor să se facă bodyguards, dacă ei fiind ingineri sau... Aici am niște dubii. Pot nu, să fii inginer? Ei nu sunt ingineri. Ei nu se angajează în construcții. Nu... Deci e mai ușor să fii bodyguards dacă ai mușchi. Păi... Mușchi pe creier se convertesc în mulți bani. Mușchii brațelor se convertesc în alți bani. De ce să lucrezi? Poate că e un job mult mai ușor, relativ static. Mai un bodyguard teoretic stă degeaba dacă nu se întâmplă ceva grav, Doamne ferește, într-adevăr, la o bancă. Dar eu cred că nu-și pun problemă. Uitați-vă și la bodyguardii de la noi. Burtă... Tocmai. Așa, și uitați-vă la bodyguards pe care i-am văzut pe la cluburile alea, bilionari. Ăia au numai mușchi, da? Tocmai. Depinde și de zonă. În zona clubbing-ului și acolo sunt și droguri. Și e o lume promiscuă, dar care îți oferă câștiguri mari pe termen scurt. Și atunci, dacă nu ai educația... ca să te faci, să gândești pe termen lung, să te gândești la pensie, la casă, la salariu, la copii, la nu știu ce, trăiești clipa. Nu poți să trăiești clipa pe căldură, pe 40 de grade, cum i-am văzut pe oamenii ăștia care de la ora 10 deja, după cum vorbești și înjură, îți dai seama că au consumat o cantitate... Deja la ora 10. Da, exact. Deci... Bun, aș vrea să vorbim și despre un alt subiect. Este legat cumva de ce am comentat până acum. E un record de candidați la admiterea la medicină în București. E peste 3400 de licenți s-au înscris la examenul de admitere. Astăzi se dă examenul. E interesant, da, e interesant. Și în alte părți e și mai mare. Da, e adevărat. Dar e interesant ce se întâmplă. Faptul că medicina a explodat așa ca imagine. Are o imagine mult mai bună decât în alți ani. Pentru că, da, salariile sunt bune. Poți să pleci în străinătate și poate că acestea sunt niște foarte motive. Mare. Pleacă, am înțeles, un doctor pe oră. Așa este, așa este. Pleacă din România. Dar din să România. Știți că copiii sunt foarte... Eu am un băiețel care a dat la Brașov. Au fost 2000 de candidați pe 69 de locuri. Și al 171-a cât a fost Tămatei al meu, n-a intrat. De acum la medicină. Dar sunt buni. Sunt foarte buni. Copii. Haideți să vedem materialul și apoi să comentăm.
Vestea bună de anul acesta este că a fost suplimentat numărul locurilor de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Vorbim de aproape 200 de locuri. Există un interes foarte mare din partea tinerilor pentru această profesie, pentru o profesie care necesită pasiune, necesită rigurozitate, responsabilitate, iar în continuare, în suita de opțiuni pe care absolvenții de liceu le au, întotdeauna opțiunea studiilor în domeniul medicinei se află în top, așa cum vedem și în acest an. Studenții trebuie să-și dorească să rămână în România, iar pentru asta e nevoie de reforme, susțin experții în domeniu. Există și tineri care se gândesc să meargă în străinătate după ce finalizează studiile universitare. Nu este nimic greșit cu această opțiune. Cu atât mai mult într-o piață unică în care încercăm să încurajăm mobilitatea, este important să existe aceste opțiuni pentru tineri. Ceea ce contează este să ne asigurăm prin măsurile luate că acești tineri rămân în țară, dacă vor să rămână în țară sau că se întorc în țară. Noi trebuie să creăm condițiile necesare. În niciun caz să ne gândim la eventuale bariere pentru aceștia. Și desigur, acest lucru presupun investiții în bază de cercetare, presupun salarii cât mai competitive și desigur presupun o bunăstare generală pentru tineri. Da, nu ar trebui să ne mire pentru că în ultimul an, odată cu pandemia, am văzut medicina și să știți că sunt foarte mulți români care au emigrat și copiilor, știu, colegi de-ai mei de generație, au venit aici. Pentru că în România, spre deosebire de alte state occidentale, poți să pui mâna pe pacient de în prima zi. Acolo te joci cu păpușile de plastic și nu e același lucru. Și vin și fac 3 ani de medicină în România, după care se duc și fac ultimii următorii în străinătate. Școala românească de medicină, tata a fost profesor la medicină, la facultatea medicină din Timișoara. Și întotdeauna am avut o școală extraordinară de medicină. Se învață. Sunt foarte buni. Și e un produs pe care îl exportăm ca și aurul. Păi și ce să facem ca să-i ținem în țară? Păi, n-ai nicio posibilitate. Că totuși salariile sunt destul de bune, dar nu la toată lumea, într-adevăr. Dar nu-i vorba un doctor bun, că am foști elevi de la Sava, care acum au 40 ceva de ani, medici, și îmi spun următorul lucru, i-am întâlnit și prin străinătate. Nu e vorba numai de bani. E adevărat. Este vorba despre contextul în care operezi. În România nu se mai investește în cercetare. Condiții. Cum se investea pe vremea lui Ceaușescu, când doctori din România se duceau și susțineau la Sorbona rezultatele cercetărilor. Nu se mai face. Ori un medic adevărat, care a făcut din pasiunea asta, vrea să crească înainte. Deci vrei să lucrezi într-un colectiv. În România, dacă unul a pus mâna pe un șef de secție, în jurul lui nu mai crește nimic. E ca sub nuc. Da? Da, au fost numele acelea celebre din medicină, pe lângă deci, care nu a reușit. Pe vremuri, profesorul mergea cu asistentul, cu lector, dimineața la 7, era o școală. Uh-huh. Acum fiecare ține de parcela lui de putere până nu mai poate. Și atunci cei tineri, știu o grămadă, care au plecat nu pentru bani. Așa e. Așa e. Se pot dezvolta profesional. Exact. Mai avem un subiect foarte pe scurt, vorbim despre protestea de amploare împotriva restricțiilor în Franța. Se leagă și asta. Sunt foarte mulți români care au plecat în Franța să muncească în acest domeniu. Dar vorbim și despre ce s-a întâmplat mulți acolo. Medici. Da, sunt foarte mulți medici care au plecat în Franța. Sunt oameni care au ieșit acolo în stradă față de restricții. Niște restricții cumplite au fost în Franța, cei drept. Trebuia să fii în casă la ora 6 seara, o lungă perioadă și de timp a durat. Și gândiți-vă că în Franța au primit 75% din veniturile din 2019 și toți sunt nemulțumiți. Dar nu e normal? Evident, pentru că din punct de vedere economic, clasa mijlocie a înțeles că dacă vor mai fi restricții, Franța va intra în colaps economic și vor pierde locurile de muncă. Ori, domnul Macron n-a făcut decât să vorbească, Eduard Philip, în 2020, a avut o viziune pe termen lung. Actualul guvern este acuzat de francezi că nu gândește pe termen lung și vor fi tot mai multe proteste. S-a văzut la alegerile regionale din Franța că Macron a fost pe ultimul loc, da?
E cumva de așteptat. Da, și Macron, deci, pe fondul alegerilor din martie anul viitor, aceste proteste se vor amplifica pentru că Franța are probleme economice mari. Ori, nu, francezii ies în stradă, francezii sunt uniți. Păi, tocmai, francezii au acum niște reguli noi, vaccinare obligatorie pentru toate medici. Cadrele medicale până pe 15 septembrie, dacă nu amenzi, oamenii sunt nemulțumiți și de asta. Mi se pare corect. Dacă un doctor, mă stat puțin, un doctor a studiat 6 ani, a mai făcut rezidențiat, dacă el, ca medic, nu vrea să se vaccineze sau nu poate, că am cazuri de prieteni care nu pot, că au niște boli, sunt totuși puțin. Sunt puțini, da? Dar trebuie, deci, trebuie să personalizezi orice măsură. Da, asta s-a întâmplat în Europa și din cauza asta, Italia, Spania, Franța. Eu m-am vaccinat, da? Cred că este singura soluție în acest context până se găsește un medicament. Dar nu poți otova așa. Poți în anumite medii, dar în mediile intelectuali, profesioniști, nu poți așa. Alta trebuie Franța să fie. Este una din țările în care cei vaccinați vor avea niște avantaje față de ceilalți care nu sunt vaccinați și nu numai, vorbim și de alte țări, deci e posibil să vedem proteste. Da, dar întrebarea pe care și-o pun specialiștii următoarea. Au avut metode draconice, au vaccinat și totuși Australia, Franța, UK, Islanda mai nou. Da, sunt restricții din nou. De ce? De ce? Nu știm. Să ne răspundă specialiștii. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi, doamnă. Până în punct aici discuției, ne revedem la 13 la Talk B1. Sunt știri de la ora 12 cu Andreea Mura.